Domnișoarelor și domnilor, bine ați venit în emisiunea noastră de Joie Mare, în care vă avertizez dintr-un început. Eu sunt complet parașutată, am senzația că aparțin unei alte lumi, dar sunt convinsă că mă înțelegeți. Fiecare dintre noi a trecut printr-o zi din aia în care are senzația că realitatea îi se întâmplă. Înainte de fiecare emisie în direct, noi facem un promoțional, o scurtă prezentare a emisiunii ce va urma de aici. Deci stăm aici. Eu eram atât de fericită de o discuție pe care am purtat-o ieri cu domnul Dan Bittmann despre Goethe, printre altele. Deci eram atât de în delir. Îi povesteam bursucului și ca să înțelegeți, deci noi ne-am ridicat de aici să ne ducem să facem promoționalul despre care vă spuneam și care se desfășoară acolo unde e bursucul. Iată-mă pe mine fără nicio foaie în mână. Floare de colț, minune sub bolți, n-avea nicio treabă. Și eu așa, cetișor, ca să nici nu, să nu cobor treapta, adică să mai scutez din efort. Și eu spre ușile care nu se deschideau, zic, mă, e o problemă, au 3, 2, 1 și bursucul zice, șșt. Ok, zic, bă, ceva trebuie să se întâmple. Și a început eu să prezinte emisiunea și după aia zic, auleu, era de prezentat emisiunea. Deci astăzi, dacă nu sunt în zonă, eu încerc. Adică mă agăț de realitate, mă ancorez. Dar dacă mă vedeți că mă zboară așa vreo idee, să știți că asta s-a putut. N-ai, ești foarte... În același timp, uite, dacă tot ai făcut această descriere superbă, te-aș întreba ce se întâmplă în stânga platoului nostru. Da. Se întâmplă o echilibrare a statutului nutrițional al emisiunii noastre. După ce ieri am mâncat slănină, cocuț, băbuță, tăfelul e la maramu, cu cârnăciori, cu ouă, cu tăte, deși acum șamu avem ficatul cât gâsca noi, Anca Lungulesei, prietena noastră, a venit și a spus stop joc, vă ajut eu. Bine ai venit, bine v-am găsit și bine și stop joc. Și pe bune bine ai venit. Uite, eu o să-mi pun deja mănușile. În timp ce vorbim, mai facem și lucruri, da? Dacă iar ne gătești, deși da, o să vă și gătesc, da. Niciodată nu gătești astfel încât să ne pice greu. Nu, ideea e să fie bun, gustos și să pice ușor, nu? Adică să fie prietenos cu silueta, că asta ne interesează. Sau și asta. Creatoarea psihodietei e de acord cu faptul că putem mânca în principiu ce vrem, cu condiția să înțelegem de ce mâncăm și cum. Și de data asta a venit cu o rețetă vegană sau... Și. Hai să vedem. Uite, am pregătit pentru masa de Paște, că eu știu din experiența clienților mei cu care lucrez în psihodietă, că sărbătorile... Egal șoc și groază. Exact, adică ce mâncăm de sărbători, da. Și atunci caut tot felul de variante, astfel încât să-i ajut să treacă cu ușurință și să nu iasă frustrați. Pentru că a te abține, da, când cei din jur mănâncă cu totul altceva, chiar dacă tu ai drumul tău și ai obiectivul tău și ai scopul tău, s-ar putea să te scoată cam șifonat după perioada sărbătorilor. Da, și atunci ai două variante. Ori te înfrupți, ori după aia îți asumi kilogramele, da? Și ca să fie bine pentru toată lumea, am zis că hai să fac o rețetă, astfel încât să fie prietenoasă cu silueta, pe care o avem aici. Ar fi un fel de pască? Da, este un fel de pască, chiar este pască, Iar da? Arată și un fel de cheesecake, dacă așa, da, exact. Adică... Dar are blat și are cremă de brânză, că asta e ideea la pască. Ce am eliminat eu, practic, este blatul din făină. Păi da, dar are brânză, brânza nu-i de dulce? Păi da, da, am îndulcit-o cu îndulcitor, dar am îndulcit-o cu zahăr. Aha, la brânza. Și blatul nu e de biscuite? Nu, l-am făcut să fie de biscuite, dar e din făina de migdale. Da, deci are cantitate... Multă cantitate, fănică, are cantitate foarte mică de carbohidrați, că asta ne interesează, și o cantitate mai mare de grăsimi. Frumusețea asta ce e? Frumusețea asta, deci ce e în partea cealaltă a mesei? M-am gândit că cei care țin post acasă acum până de Paște, până la masa de Paște, și care vor alimente din psihodietă, adică prietenoase cu silueta, am venit cu câteva propuneri. Și aici avem paste de dovlecei cu un dressing senzațional de bun, că până la urmă dressing-ul și condimentele fac toată treaba, da. Măsline avem voie, chifteluțe, care nu au carne, au semințe de floarea soarelui, fulgi de drojdie inactivă, condimente, mărar, da? Și puține migdale. Dacă vreți să gustați, da. Așa, legume. Să încapă semințe, mămică, că... Da, legume trase la oc, da? Deci nu folosim ulei de floarea soarelui, folosim ulei de cocos, care are un punct de ardere foarte ridicat și nu este foarte sănătos. Nu? Întrebare. Da. Pe astea le-ai prăjit, totuși? Nu, în cuptor.
Deci fără, fără prăjit, dar da? Dar cum ai făcut-o? Pasta. Tot în cuptor. Tot în cuptor. Aha. Și o salată. Și hai să vedem cum fac pasta, efectiv. Rog, da? Rog, deci, practic, avem ce să mâncăm până de, până de Paște. Așa, niște legume trase la tigaie? Legume trase la tigaie, în 5 minute sunt gata. Adică nu e mare filozofie. Da, chiftelele au gust de chiftele, incredibil. Exact, da. Păi nu, asta e ideea. Bun. Deci avem nevoie de un blat care va ieși exact cum ai zis tu, ca un biscuite. Pentru asta eu voi folosi blenderul, dar atenție, dacă acasă nu aveți blender, nu e musai obligatoriu, puteți amesteca ingredientele de blat într-un vas cu mâna, efectiv, da, ca la... Într-adevăr, blenderul îți dă o, o textură mai potrivită. Exact. Da? Ce ai pus acolo? Deci avem făină de migdale. Peste în, care... în ce cantitate? 250 de grame, o cană jumătate, okay, cel mai bun. Simplu. Jumătate de linguriță de scorțișoară merge și mai mult ajută la slăbit și ne dă ideea de dulce, da? Că scorțișoara da. Îndulcește. Ca să iasă galben, trips and tricks, turmeric, care este antiinflamator și care pe mine în program mă interesează foarte mult, pentru că eu îmi doresc ca lumea să slăbească în psihodietă, dar în primul rând îmi doresc să scadă inflamațiile, că acolo e bubița. Deci că e antibiotic natural. Da, exact. Și aici avem unt, atenție, unt, sursă valoroasă de grăsime, dar alegeți untul care vine de la animale crescute cu iarbă. Da, deci nu altfel de animale. Ăla e valoros, da? Aici 20 de grame de unt. Dacă acasă nu aveți blender pentru a se omogeniza untul, cel mai bine îl topiți la beimarin și îl punem lichid, da? Bun, dăm drumul la aparat. A, hai că e aparatul pornit. Oprit. Acum, pentru cine își dorește ca acest blat, acest biscuite să iasă dulce, putem folosi îndulcitor, nu trebuie foarte mult, pentru că făina de migdale în momentul în care se va coace, se va nu neapărat că se va îndulci, dar va avea gust de migdale prăjite, adică ăla e gustul pe care îl vrem, exact. Deci tu nu pui niciun pic de lapte de migdale, niciun pic de absolut nimic, pur și simplu. Trebuie să iasă tare. Deci ea se amestecă pur și simplu exact, tot. Exact, da, 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 da. Uite, dar, vezi? Untozitatea cred că ți-o dă unt. Exact. Da, se da. Leagă cu unt. Dacă mă întreb și aparatul face toți bani. Și aparatul așa este, dar să știi că putem face lucrul acesta și într-un bol efectiv. Adică nu-ți trebuie musai. Multă lume rămâne blocată așa. Și biscuite, mă, frate. Exact, da. Și atunci punem blatul aici. Eu o să mă folosesc și de ce tare. Mânuțe. Ca să modelez blatul. În cazul e timpul nostru vedem, foarte scurt, are... ne-ar trebui și brânza. Și brânza, bine. Dar uite, poți să mă ajuți tu, ca să nu stai așa cu mâinile în buzunar. Da, păi nu stau. Așa. Ce trebuie să fac? Transferă tu blatul aici și îl uniformizezi cu lingura. N-avem, da. Cu lingura. Hai să încercăm. Uite cu lingura aia de acolo. Ca să mă ocup eu un pic de crema de brânză. Avem aici așa. Crema. Avem cremă de brânză pe care o transferăm. O cumpărăm din comerț. O cumpărăm din comerț, da. Cât să aibă la sută grăsime oare? Cea mai grasă. Bun. Da? Deci nu fugim de cea grasă. Avem și smântână, la fel, cea mai grasă. Mamă, de la asta nu e cea multă grăsimuță? Nu, nu. Păi asta e ideea, că n-ai carbohidrat, dar crești cantitatea de grăsime. Așa da? E. Sper să nu facem vreo nefăcută. Păi ce este și eu? Bine, eu acum... Foarte frumos l-ai făcut. Da, 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 așa, așa, așa. De unde? Că cu talent. L-am făcut mai mult lucruri. E foarte bun. Deci toată lumea arată știe. Arată foarte bine deja. Toată lumea știe să mixeze, da? Nu e nevoie să insist. Adăugăm îndulcitorul, cam 2-3 linguri, da, de îndulcitor. Turmeric. Evident, ca să dăm un pic de color. Culoarea de, uite, o să pun așa un că... color. Așa. Așa. Deci eu dacă am ocazia la orice folosesc turmeric, adică peste orice sos, peste orice dressing, puțină vanilie. Și mai dăm un pic drumul la aparat. Nu trebuie cuptor după aia, nu te mai complici. După aia dai la cuptor. Dai la cuptor? Da, 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 dăm la cuptor, da. Păi punem și ou și e crud. A, pardon. A, așa, imediat zic. Deci blatul acesta, da. Primul pas este să-l băgăm pe el în cuptor, ca să se usuce și să fie așa ca un biscuite. Deci stă cam 20 de minute la cuptor, după la care la 160-170 de grade, da? După care îl scoatem, îl lăsăm puțin la răcit și venim cu crema de brânză. Bun, la final... Asta nu are cum să taie, nu? Nu mă ceartă nimeni în bucătărie, ieși afară. De ce? Că se taie? Că se taie maioneza, se taie tot, se taie... Aoi, parcă ești bărbatul meu.
Ne găsim un motiv să nu stăm în bucătărie. Exact, da. Și acum la final punem oul. Îl integrăm. Se adaugă crema de brânză peste... Așa. Și toată pasta stă la cuptor. La cuptor. După aia încă jumătate de oră la cuptor. 170 de grade. Da. Așa. Secretul este când, după ce s-a copt, mai lăsăm puțin pasta în cuptor vreo 20-30 de minute, da? Nu o scoatem brusc. Ea deja se poate tăia, dar cel mai bine ar fi să o consumăm a doua zi. Adică dacă dăm un pic la rece, ea devine și mai consistent. Adică arată în forma aceasta. Am văzut că ai pus și stafide în ea, da? Deci și stafide, da. Da. Nicio problemă. Adică ca să fie exact gustul acela de pască, da? Bun. Foarte tare. Dar arată foarte bine. Deci, gust, blatul tău este senzațional. Și turnăm crema. Da? Vă dați seama când mă pricep. Da, okay, da, și nu gătesc. Exact, da. Nu se pare că ar trebui un semn, trebuie, exact, da. Deci ce e mai important să înțelegem? Că în momentul în care vin sărbătorile, sărbătorile nu sunt un motiv ca să ne abatem de la drumul pe care îl avem, pe care l-am propus, da? Ori să slăbim, ori să fim în formă, ori să ne schimbăm stilul de viață spre unul sănătos. Da, într-adevăr, sărbătorile reprezintă un moment de conectare cu cei dragi în jurul mesei, dar ne putem conecta foarte bine și cu feluri de mâncare sănătoasă. Așa le zic și clienților mei. În orice colț al lumii merge, proteină de origine animală, legume, verdețuri, găsești oriunde și așa fructe. Da? Deci nu, ar fi doar un motiv să spunem că nu putem de sărbători să ne... menținem echilibrul. Anca, îți mulțumim cu mare mult, drag. Dorim sărbători minunate. La fel și vouă, vă mulțumesc. Așteptăm să vină pauza să mâncăm tot disperați, mulțumim de parcă n-am mai văzut drag. Mâncare bună. Mulțumim mult. Sărbători liniștite. Și, da, vorba ta, liniștite. Așa.